activități bazate pe știința securității mediului. Conceptual, securitatea mediului este suma măsurilor pe care societatea le implementează în scopul reașezării echilibrelor dintre dezvoltarea umană și natura în totalitate. Deci un set de măsuri de natură reparatorie și subliniez reparatorie, pentru că întreaga concepție de securitatea mediului este, de fapt, constituită de măsuri reparatorii, care să garanteze și generațiilor viitoare capacitatea de a se bucura de toate minunile naturale ale terenului. Un obiectiv extrem de ambițios și spun asta pentru că un rău ireversibil sau nu numai, mai multe rele ireversibile s-au produs deja. Și vă dau exemplu păsării dodo din Australia sau pasărea elefant din Madagascar, care au dispărut complet, nu se mai pot reproduce. E universal acceptat astăzi că nu putem să mai continuăm așa, că oricât de mare ar fi eforturile de salvare a tigrilor bengalezi sau siberieni, a elefanților, a balenelor sau a sturionilor din zona noastră geografică, le trebuie toate implementate cu strictețe pentru a prezerva și redezvolta aceste specii. Ca să nu menționăm și flora, în miile de specii și varietăți deja pierdute, unei chiar definitiv, datorită dezvoltării economice și demografice de astăzi. Esența problemelor noastre de securitate a mediului este acea dezvoltare fără precedent a speciei umane, de neimaginat în urmă cu 100 de ani. Și chiar de neimaginat. Dacă în urmă cu 100 de ani eram 1 miliard și ceva, 1 miliard și un pic, astăzi suntem aproape 7 miliarde și jumătate. După o lungă perioadă de conștientizare a necesității securității biodiversității și a mediului nostru în viață în general, de viață în general, guvernații au înțeles relativ repede ideile și semnale de alarmă ale scolasticilor și au acceptat că trebuie, chiar cu prețul unor costuri materiale considerabile, să se treacă la treabă. Dacă acum 50 de ani mediul ca preocupare științifică, și de asta am scris și în materia, mă gândeam la JFK atunci, ca preocupare științifică era apanajul al civilizațiilor moderne cele mai avansate, astăzi preocuparea pentru securizarea acestui domeniu este universală. Iar conștientizarea acuității problematice de mediu nu are egal. De la primarul actorului Bikini, până la vânătorii de foști din Groenlanda, de la pescarii de pe lacul Victoria până la locuitorii Ciudad de Mexico, întreaga populație a globului s-a mobilizat deja și a mandatat reprezentanții săi să se reunească, să negocieze și să găsească căi comune de acțiune în mii de reuniuni și fără exagerare, mii de reuniuni care au avut loc la nivel internațional pe domeniul mediului, conferințe, convenții, în sfârșit unele de succes și fac referire la Montreal, Tokyo sau la Rio, altele cu mai puține rezultate, am zis eu, eufemistic, altele fiind eșecuri formidabile. Mă refer la Copenhaga sau la Rio Plus 20. Dar toate țintind la înțelegeri globale pe diferite domenii majore de protecție a mediului. Aerul este cel mai des întâlnit subiect de tratativ. Din motive de bun simț, aerul nu are frontiere, nu este național. Ca urmare, emisiile de CO2 din China, de astăzi, de CO2. Din China de astăzi, sunt respirabile într-un interval rezonabil de timp și în România. Și atunci este îndreptățită preocuparea României de a solicita Chinei un control al emisiilor de CO2. Cum de altfel și Statele Unite ar trebui să devină parte la o înțelegere de tip global. În prezent însă, deși există un anumit consens al țărilor dezvoltate de reducere procentuală cu 50% a emisiilor de CO2, până în 2050, există foarte multe poziții divergente sau individuale diferite. Chiar SUA, deși reduc emisiile prin măsuri interne, statale, ale fiecărui stat membru, la nivel internațional nu se angajează fără. China și argumentează poziția spunând în esență că populația sa a respirat poluarea industrială produsă de SUA și țările dezvoltate din secolul trecut și, drept urmare, are dreptul la aceeași perioadă de dezvoltare poluantă pentru a le ajunge din urmă pe cele din tâi. Uniunea Europeană implementează un set ferm de măsuri interne, de premiere și penalități, care este suficient de stimulativ pentru a dezvolta, pentru o dezvoltare cu o reducere graduală a producției de CO2. Exemplul cel mai evident este exemplul gazelor de eșapament de la automobile, Euro 3, 4, 5 și 6. Acest subțint tablou nu este însă suficient. Nu numai CO2 este o preocupare pentru atmosferă. În atmosfera terestră plutesc sute de milioane de tone de HCH, de DDT, ce vorbeam aici.
acel pesticid al anilor 50-60, considerat un panaceu universal, devenit ulterior un mare eșec, dar care, insolubil fiind, poluează și azi atmosfera terestră ca un filtru care reține razele ultraviolete, devenind factor agravant pentru tot felul de afecțiuni, inclusiv cancerul de piele. Stratul de ozon are și el implicațiile sale și nu s-au descoperit încă regulile și nu se știe nimic despre ce se întâmplă, cum apar găurile din grosimea sa, cum funcționează, dar este sigur că aceste găuri apărute recent, în ultimii 50-60 de ani, nu sunt benefice unei dezvoltări sănătoase a mediului terestru. Radioactivitatea armelor chimice de distrugere masă testate în trecut în Muroroa, în Bikini, în Novaya Zemlya, în deșerturile american sau rusesc, chiar dacă se situează în limitele de securitate normale, au avut efecte devastatoare în trecut. În fapt, tratatul de neproliferare a armelor atomice din 63 poate fi considerat primul pas major de securizare a mediului la nivel planetar și probabil academicianul rus Sergei Saharov, pentru asta și-a dedicat activitatea după 63, pentru o prezervare globală a planetei. L-am menționat pe Saharov pentru că știți foarte bine că el este constructorul bombei atomice rusești care a dus la tratatul de neproliferare. Istoria mai recentă ne confruntă cu accidentul de la Cernobâl și consecințele lui. Un alt domeniu de preocupare de securitatea mediului, atât timp cât doar recent centrala de la Cozlodui, la 2 pași de noi, a fost oprită. Este disputată și discutabilă catalogarea energiei atomice produse de centrale electrice, oricât de sigure ca principii de producție, atât timp cât accidentele nucleare s-au repetat și mai recent în Japonia. Modificările majore ale atmosferei terestre se datorează și unor fenomene și activități pe care lumea politică se sfiește însă să le abordeze frontal. Transportul aerian este la fel de poluant, dacă nu și mai rău decât gazele de eșapament ale automobililor la nivel planetar. Și cu toate acestea, deși în UE, de exemplu, există o directivă adoptată și un plan de măsuri de control al gazelor de eșapament de turbina al aeronavelor, el nu se aplică. Întreg acest panel de discuții pe tema securității atmosferice are consecințe ce pot fi considerate dramatice dacă luăm în considerare scenariile cele mai pesimiste. Încălzirea globală nu mai e o poveste, ci o realitate de zi cu zi. Astăzi, oamenii de știință nu se rezumă la a defini dacă se topește calota glaciară, ci iau în considerare viteza cu care se topește. Sunt previziuni științifice care, în circa 150 de ani, dau o topire completă a calotei antarctice și deci o creștere a nivelului oceanelor cu circa 80 de metri. Un astfel de fenomen ar atrage după sine oprirea Gulf Stream-ului și ar implica schimbări în mișcările de rotație și axa planetei. Până atunci însă protecția apei are cu totul altă semnificație. Apa potabilă de suprafață sau freatică constituie a doua mare preocupare a omenirii în materie de securitate de mediu. Personal opiniez că este o greșeală. Apa ar trebui să fie prima mare preocupare a omenirii în materie de securitate a mediului și tot în mintea mea gândesc că al treilea război mondial se va desfășura pentru apă. Există o preocupare constantă a guvernanților de a asigura necesarul continuu crescător de apă potabilă pentru populația globului, cu extrem de multe variațiuni în domeniu. În zonele deșertice sunt folosite noi și noi tehnologii de aducțiune de la mari distanțe a apei potabile, dar și tehnologii noi de forare și pompare a apelor de mare adâncime. În regiunile globului cu suficiente resurse naturale sunt preocupări majore de tratarea apelor de suprafață, de prezervarea lor, dar și de salubrizarea cursurilor de râuri și lacuri existente. Socotiți ce au însemnat în ultimii 25 sau 30 de ani investițiile în apă potabilă și canalizare pentru aglomerații urbane cu un ritm uriaș de creștere, cum ar fi Ciudad de Mexico, Guangzhou, Las Vegas, Istanbul, Mumbai și atâtea alte megalopuri care s-au născut în deceniile trecute. Ce viteză de planificare și execuție, ce eforturi de imaginație pentru securizarea mediului acelor zone. La noi, în România, investiția de la Glina, gândită din 1996 pentru un proiect de cercetare elaborat de cercetătorii japonezi de la JICA, cu o primă fază finalizată în 2012, cu a doua investiție ce urmează a fi finalizată în următorii 4 ani, este cea mai mare realizare de protecție a mediului din Uniunea Europeană în domeniul apelor reziduale.
menite să securizeze Dâmbovița și Dunărea, stația de epurare va trata în final un volum de circa 30 de metri cubi pe secundă, iar securizarea fluviului, securizarea Dunării va fi completă abia atunci când se vor finaliza și investițiile în stațiile de epurare de la Pesta și de la Bărbă. Dacă râurile și fluviile țărilor dezvoltate au fost în marea lor majoritate înasurate prin programe naționale majore de investiție, în epurarea apelor reziduale nu același lucru se petrece în țările emergente. China, India, Pakistan, Nigeria sunt țări probleme în ceea ce privește marile lor fluvii poluate și poluatoare a mărilor în care se varsă și asta, ca să dau doar câteva exemple. Sigur că mult mai rău era situația Senei și a Tamisei în urmă cu 150 de ani. Dar iată că prin eforturi concentrate și după investiții uriașe, se poate ca zonele poluate, populate și cu industrii puternic poluante să fie securizate din punct de vedere al mediului. În ceea ce privește apele freatice, cel mai mare rău l-a făcut agricultura intensivă, cu îngrășămintele pe care le cunoașteți, pe bază de nitriți și nitrați, și care au infestat solul prin care trec apele freatice. În privința modului de exploatare agricolă a terenurilor, sunt două exemple care îmi reamintesc de vorbele profesorilor mei. Mergeți cu mașina 100 de km, cu 100 de km la oră prin Bărăgan și faceți același lucru în Europa de vest, la este, la vest de Viena. În România veți avea parbrizul pe care nu veți putea vedea datorită muștelor și insectelor, iar la est de Viena, după 100 de km, e parbrizul curat lacrim. Datorită folosirii intensive a pesticidelor în vestul Europei. Cei mai în vârstă își reamintesc brazda tractoarelor noastre de acum 20 de ani, 25 de ani au trecut deja, să fac 25 ani ăsta, care abia dacă zgâriau suprafața pământului față de adâncimea brazdei de tractor a mașinilor moderne. Crusta agricolă este cu totul altfel folosită astăzi. Pe de altă parte, asta pentru că eu predau și la Biotera și de acolo, de la colegii mei de la Biotera, am învățat cum e cu crusta agricolă și... Pe de altă parte, ne întrebăm cine mai poate extinde, cât ne mai putem extinde cu terenul agricol. Deficiențele controlate în favoarea dezvoltării agricole sau pur și simplu de exploatarea lemnului în mod neștiințific din Asia, America, de Sud, Africa, dar și din regiuni mai mici, cum este în țara noastră, sunt încă o cauză majoră a schimbărilor climatice. Fie că vorbim de Amazon, fie de pădurea ecuatorială de mangrove, fie de pădure de fac și stejar din Urali și Carpați, toate au un numitor comun: rămânii verzi ai planetei se împuținează ca suprafață și nu mai fac față oxigenării de care un număr crescător exponențial de humanoizi are nevoie. Preocupările de mediu pentru sol merg însă mai profund, în adâncimi mult mai mari și privesc astăzi chiar mișcările calotelor continentale. Tsunamiul din 2004 a accelerat conștientizarea unor noi învățăminte despre planetă și mișcările ei telurice. Numai simplul fapt că acel cutremur subacvatic și uriașul val care a urmat au putut disloca polul lor chiar și cu numai 2,5 cm, a deschis noi domenii de preocupare pentru securizarea de mediu a planetei. Un inel de senzor online înconjoară astăzi Oceanul Pacific, concentric cu inelul de foc format din cei 400 de vulcani activi. Dar preocupările pentru cercetarea scoarței terestre s-au accelerat și în Islanda, și în Anzi, și în Munții Chinei, și în zona Vrancei, și pe dorsala Atlanticului. Conștientizarea faptului că Homo sapiens și-a început dezvoltarea în urmă cu doar 40.000 de ani și că aceasta este o perioadă relativ scurtă în istoria planetei, deschide noi unghiuri de abordare a securității de mediu și a perenității biodiversității planetei. Din această perspectivă, neoantropologii studiază acum dispariția dinozaurilor și posibilele ei cauzalități, în intenția de a putea trage concluzii și previziona asemenea viitoare fenomene. Ne îndreptăm atenția timid, dar planificat și tenace, și către cosmos și univers. Galaxia în care ne aflăm ne-a dezvăluit de puțin timp, mai puțin de 6 luni. Că ne-a dezvăluit în sensul că a certificat, avem certitudine acum, că suntem la doar 27.000 de ani lumină de gaura neagră din centrul ei. Ce viteză și ce direcție va avea în viitor sistemul nostru solar sunt primele întrebări în atare situație. O istorie a speciei umane de 40.000 de ani posibil să se sfârșească în 27.000 de ani lumină. Totul depinde de viteza cu care te apropii de gaura neagră.
Dacă în urmă câteva săptămâni la CERN s-a dovedit științific că putem teleporta un foton, înseamnă că suntem pe un drum de încercări și căutări pentru evitarea unui cataclism de o asemenea amploare. Sigur că sunt idei în fașă, incipiente, cu rezultate științifice pe care nici nu le puteam imagina acum 40-50 de ani. Cum să poți crede că dubiile lui Einstein asupra propriei sale teorii vor putea fi fundamentate științific atât de curând după ce el obținea premiul Nobel? Așa cum s-a întâmplat cu bosonul Higgs în urmă cu câteva luni. Nu încerc să prezint o variantă cosmogonică a securității de mediu. Un punct de vedere personal care să unească toate aceste activități umane menite să ne perpetueze specia și planeta pentru eternitate. Pentru că, în fapt, asta înseamnă securitatea de mediu pentru generații viitoare. Pe de altă parte, tot noi, specia umană, suntem cei care ne autoflagelăm dezvoltând activități economice care practic distrug sau anihilează preocupările de mai sus. Succint, am prezentat o parte din economia poluantă mai devreme. Un capitol aparte și extrem de important îl reprezintă și generația de deșeuri, generarea de deșeuri, precum și gestionarea acestora. Deșeurile sunt acele materiale care nu mai au capacitatea de folosință decât dacă sunt reintroduse într-un proces fundamental de transformare. Solide sau lichide, de natură animală, vegetală, minerală, industriale sau menajere, casnice sau stradale, de ambalaje, electronice, electrocasnice, electrice, ale industriei prelucrătoare sau extractive, periculoase și nepericuloase, și câte și mai câte altfel denumiri și definiții ale deșeurilor. Clasificări, catalogări și întabelări ale acestora, dar care toate au un numitor comun. Neadministrate corect, deșeurile sunt un factor poluant extrem. Prezentarea societății cele mai avansate tehnologic produc cantități mai mari de deșeuri, dar și mai curate din punct de vedere al mediului. Cu alte cuvinte, mai ușor de sortat, compactat și refolosit. Și invers, societățile mai puțin dezvoltate produc mai puține deșeuri, dar și mai greu de refolosit. Înțelegerea conceptului internațional de deșeuri este mai ușor de explicat cu un exemplu în cazul României. Se spune acuzator că România abia dacă reciclează 1% din deșeurile generate. Ați auzit asta în toată presa și în toate comentariile despre deșeuri despre România. Este o inepție și un fals flagrant, pentru că procentul s-a născut raportând cantitățile de deșeuri reciclate la o cantitate ipotetică de deșeuri generate de țară de pe vremea când industria extractivă a României și cea prelucrătoare, cea de oțel, alumină, neferoase, produceau împreună o cantitate de 250 de milioane de tone de deșeuri extractive și industriale pe an. Azi nu mai generăm nici 25% din cărbunele de acum 20 de ani. În toată România nu mai există nicio coxerie, iar producția luminei a stagnat în Tulcea de ani de zi și la ora. Ca urmare, termenii de raportare trebuie schimbați. Și e o datoria guvernanților, care ar fi ei, să regândească, pentru că ne facem de râs în lume. Noi ne atingem țintele de reciclare stabilite de Uniunea Europeană la toate categoriile de deșeuri. La fier, la sticlă, la carton, la hârtie, la plastic. Reciclăm deci de eu. Nu în ritmul în care ar trebui, dar asta pentru că avem o problemă de mentalitate. Dacă olandezii reciclează 27 de kg de deșeuri electrice, electrocasnice și electronice pe an, noi reciclăm vreo 2 kg. Dar vina nu e neapărat că nu reciclăm. Pentru că nu colectăm la țară. Noi colectăm frigiderul stricat ca să ducem la țară în fundul curții dulap de vase pentru mama mare. Asta e realitatea. Nu colectăm cum trebuie becurile și materiile uzate. Avem de asemenea probleme cu trasabilitatea și autoritățile pot face mult mai mult în controlul lor asupra furnizorilor de electricitate care nu reciclează corect miile de transformatoare uzate pline de uleiuri extrem de nocive cum sunt PCB-uri. Înțeleg că astăzi, când vorbim, SNCFR-ul are circulată dată în teritoriu pentru comercializarea traverselor de cale ferată de lemn, îmbibate cu creuzot, infestate cu uleiuri și resturi fecale umane, pline de chimicale nocive. Asta pentru că nu aplicăm legea, nu instituim în fiecare societate comercială un factor responsabil cu protecția mediului, dar a cărui părere să fie obligatoriu consultat. În țările cu tradiție democratică solidă, Autoritatea Teritorială de Mediu nu autorizează. Autorizațiile sunt de competența autorității alese prin vot universal.
Deci competența primarului, a Consiliului Județean și așa mai departe, și a președintelui, până la urmă, în fine. Ei însă au obligația, cei votați universal, să ceară părerea competentă a autorităților de mediu și să țină cont de ea. Dacă ar fi fost așa și la noi, Roșia Montană și alte proiecte de asemenea învergură ar fi fost abordate diferit. Îndeoseb de comunitatea locală, județeană, regională, care ar fi avut un cuvânt greu de spus. În România e invers. Se pronunță asupra Roșiei Montane toate ONG-urile de la Oslo încoace. Este cazul... Nu există nicăieri în lume nicio altă metodă de extracție a aurului decât cu cianuri. E o afirmație responsabilă. Iar atâta timp cât concentrația propusă în proiect pentru cianuri era jumătate din cea legală în Uniunea Europeană, personal eu nu văd riscul. Deci este cazul refolosirii unui deșeu nepericulos, deșeul de aur, printr-o metodă europeană autorizată, dar desigur cu folosirea unor materiale periculoase, cianurile. Folosirea problematicii de mediu în scop politic este urât și este responsabilitatea poziției Budapestei, care în timpul analizei Roșiei Montane a votat în Parlamentul Maghiar interdicția cianurilor în Ungaria. Foarte frumos și sigur că își pot permite, pentru că Ungaria nu este producător nici pentru un gram de aur, n-a avut în viața ei, în toată istoria ei, un gram de aur produs. Și atunci sigur că îți poți permite să votezi că nu folosești cianuri. La fel și Norvegia. Nici ei n-au scos niciun gram de aur niciodată. Personal a avut o preocupare majoră pentru problematica deșeurilor de azbociment, material extrem de răspândit în lume în anii 50-80, dovedit ulterior a fi cancerigen și interzis în țările civilizate. Astăzi însă țările emergente încă folosesc azbociment. În Uniunea Europeană, țările cele mai avansate, Germania, Marea Britanie, Olanda, Franța, Italia, etc., au început vaste programe regionale de înlocuire a azbestului și a azbocimentului din tubulatura, acoperișuri, pereți despărțitori, etc., prin îngroparea lor în pământ, în depozite de deșeuri periculoase. În cazul unei adânteze de doctorat pe care am elaborat-o în inginerie și pe care am susținut-o, am condus un studiu și apoi am depus o cerere de brevet de invenție pentru o metodă originală de neutralizare a deșeurilor de azbociment și de refolosirea lor în materiale de construcții declarate neutre de către Institutul Național pentru Sănătate Publică. Brevetul de invenție este în curs de analiză. Sunt și alte deșeuri periculoase care se refolosesc. Spre deosebire, șlamă de țiței de rafinării, uleiurile cu PCB-uri de la transformatoare, haldele de fosfogips de la fabrice de îngrășăminte chimice. Germania și-a rezolvat mare parte a problemei haldelor de sterili din bazinul Rurului, folosindu-l ca material de umplutură la autostrăzi. Italia a stabilit standarde de folosire a fosfogipsului ca material de umplutură la autostrăzi. Noi astăzi încă folosim pietrișul de albie de râu pentru fundațiile șoselor, când am putea scăpa printr-o politică decentă, științific fundamentată, realistă și corectă de toate haldele depozitate de-a lungul a circa 100 de ani. Deșeurile nu constituie numai problematica anterior prezentată, ci și una transfrontalieră cu două tăișuri. Pe de o parte sunt de condamnat Anglia, Irlanda și Republica Irlanda, Italia, Statele Unite, care au fost prinse și demascate de Greenpeace și de Interpol, că au exportat cantități industriale de deșeuri menajere, industriale periculoase sau electronice, în Etiopia, în Sudan, în Sahara Ecuatorială, acolo unde mii și mii de locali se ocupă de demontarea, de reciclarea lor. Pe de altă parte, aceleași țări, precum și altele, și-au făcut un obicei din a descărca în largul oceanelor cantități uriașe de deșeuri în mijlocul În mijlocul Pacificului, astăzi, plutește o insulă de plastic de dimensiunile Etiopiei. Deșeuri descărcate în mod ilegal. În ceea ce privește România, există riscul celei de-a treia căi de acțiune în privința deșeurilor. O cale degradantă pentru țară. De ani de zile atrag atenția tuturor guvernanților că noi, România, am negociat și am amânat chiar de două ori libera circulație transfrontalieră a deșeurilor ca mare. În 2012, la Bruxelles, la ultima amânare, Comisia Europeană ne-a atras atenția că pentru o integrare de plină în 2018, libera circulație a deșeurilor nu poate fi amânată dincolo de 1.1.2016. Asta presupune că de atunci încoace, din 2012,
Noi trebuia să adoptăm măsuri progresive de protecție prin creșterea prețului la deponie, prin aplicarea taxelor locale majorate, etc. Guvernanții de toate culorile nu au făcut decât să amâne aceste măsuri, să se facă că nu văd consecințe. Dacă vom menține datele actuale, la 1.1.2016, situația va fi următoare. La deponie ecologică din Oradea, cea mai scumpă din România, prețul tonei de deșeu colectat și depus este de 22 de euro pe tonă. La Debrețin, lângă Oradea, este de 42 de euro. Ce credeți dumneavoastră vor face ungurii la 1.1.2016? Cu libera circulație pusă în funcțiune. La Constanța, prețul la deponie este de 20 de euro pe tonă. La Napoli, în Italia, prețul la deponie este de 240 de euro pe tonă. Oare ce vor face cei de Napoli cu deșeurile lor? Închei, lăsându-vă să reflectați la lucrurile astea, trăgând acest ultim semnal de alarmă, mai foarte puțin, spunându-vă că penultimul ministru al mediului a făcut ceva, mă refer la doua plumb care a emis ordinul de ministru care trebuia să majoreze taxele locale pentru deponiile de deșeuri din România, dar că după aceea l-a suspendat în aplicare de frica campaniei electorale. Mulțumesc. Cam lung, dar am încercat foarte interesant. Mulțumim, domnule profesor, într-adevăr a tras multe semnale de alarmă în cadrul unei lucrări care propune o abordare sistematică a acestui fenomen de magnitudine globală.